După o lungă perioadă în care cu toții am resimțit lipsa interacțiunii sociale, autoritățile locale au dat startul la distracție. Timp de 3 zile, Severinul va răsuna de distracție, muzică live și voie bună în cadrul festivalului Berii, organizat pe Promenada Crișan. Între 6 și 8 august, severinenii sunt așteptați să se bucure de un weekend așa cum erau obișnuiți odinioară. Autoritățile locale și-au dorit ca acest sezon estival să nu treacă neobservat și să ofere comunității puțină distracție. Foarte bună! Gustul puternic și amărui, Newmark. Era dor? Da, ne era foarte dor să stăm așa liniștiți cu prietenii, cu familia, la un miculeț, o berică, mâncărică foarte bună. Cetățenii sunt încântați și de la primele ore au profitat de tot ceea ce le oferă Festivalul Berii. Foarte bine, pentru că am stat numai izolați. Și o zic că e foarte bine, ne simțim foarte bine, ne recreăm. Ați venit să mâncați? Am venit să mâncăm împreună cu familia, cu nepoțelele și foarte frumos. Și am vrea să se repete aceste obiceiuri, să nu dispară, că e greu și greu și pentru noi, mai ales noi de vârsta a doua, a treia, care ne dorim foarte mult, pensionari în special. E foarte bine și benefic pentru noi. Vă bucurați? Sigur că da. Eu acum am venit și am văzut și chiar am rămas un pic uimită. Bineînțeles, atracția evenimentului o reprezintă mâncarea gătită tradițional de maestri bucătari și preparatele din pește care merg bine cu o bere rece. Avem un pastramă de berbecuți, care se vede aici. Pe foc, mămăligă pentru burzuri, care face burzuri tradiționale, ca la Munteni. Ca la noi, ca la Runcu, unde se știe. Asta e brânza de burduf, deci nu e cumpărată direct produsă de noi, de la producătorul nostru. Acolo avem ceafă de porc, frigărui, piept de pui, scăriță, ciolan dezosat, rotisat, nu mai pun de mâncat. Ce să vă am și ei, avem de toate, suntem pregătiți. Exact ca la un festival de bere. Noi suntem la Târgoviște. Cu ce preparate ați venit? Cu mici, pastramă, frigărui, ceapă de porc, scăriță, ciolan, pește, cartofi, bere. Până când veți sta aici? Până duminică. Până duminică seara. Vă spune de unde sunteți? Din Severin. Aici m-am născut, aici am crescut, aici mai sunt încă. Și nu fac decât peștișori. Grătarele sfârâie, iar mirosul îmbietor atrage trecătorii ca un magnet. Și pentru că orice masă îmbelșugată nu este completă fără muzică și dans, artiști îndrăgiți vor urca pe scenă pentru a crea o atmosferă cât mai plăcută.